Meditație pentru împământarea energiei. Această meditație se practică desculți, cu tălpile lipite de podea, iar mâinile tale se odihnesc liniștite pe coapsele tale, cu palmele orientate către cer. La finalul meditației, va trebui să așezi palmele pe sol pentru câteva secunde, astfel încât energia în exces se va scurge în pământ. Să începem. Închide ochii. Și pentru început, te rog să-ți concentrezi atenția pe respirație. Inspiră profund până în adâncul plămânilor și expiră lent, firesc, cu încredere, așa cum respiră un bebeluș. Concentrează-te pe respirație. Respiră adânc, lin și relaxat. Inspiră iubire în plămânii tăi și în inima ta. Relaxează-te în inima ta și observă-te. Inspiră iubire în inima ta. Expiră iubire. Inspiră iubire în plămânii tăi. Expiră iubire. Acordă-ți timp să faci 3 inspirații și expirații. Foarte bine. Poți simți acum corpul tău cum se relaxează din ce în ce mai mult, ușor și fără efort, într-un mod sănătos și pozitiv. Și în timp ce stai pe scaun cu spatele drept, observă cum se unește corpul tău cu scaunul pe care ești așezată. Observă cum tălpile tale ating podeaua. Observă dacă ești în echilibru, fără să atârni într-o parte sau în cealaltă. Greutatea nu este o problemă. Echilibrul este obiectivul. Observă dacă toate părțile corpului tău sunt echilibrate și dacă ești poziționată astfel încât circulația este normală. Îți controlezi corpul pentru că orice tensiune împiedică circulația sângelui și a respirației. Și te rog să-i amintești coloanei tale vertebrale că este nevoie să stea
cât mai dreaptă ca să se poată transforma într-un fel de antenă pentru a capta toate impulsurile, informațiile care vin de la univers. Foarte bine! Ești complet relaxată și pregătită pentru ceea ce urmează. Acum te rog să vizualizezi o frânghie care coboară din coccis către sol, intrând în el și trecând printre straturile de roci până când ajunge în centrul pământului. Ancorează frânghia aici. În continuare, imaginează-ți două găuri prin tălpile tale și o substanță maronie, viscoasă, care urcă prin ele de-a lungul gleznelor, gambelor, prin genunchi, prin coapsele tale, șolduri, până în zona taliei. Lasă această energie să circule liber până când corpul tău începe să se simtă din ce în ce mai greu. Corpul tău se simte acum din ce în ce mai greu. Apoi, vizualizează un punct pe cer, la mare distanță deasupra ta, din care coboară o rază de lumină ce se conectează cu creștetul tău. Lasă această lumină să îți pătrundă în cap și să coboare de-a lungul șirei spinării, umplându-ți trunchiul, purificându-l și făcându-te să te simți din ce în ce mai ușoară. Te simți din ce în ce mai ușoară. Simte cum cele două energii diferite circulă prin corpul tău în același timp. Cerul și pământul dansează în ființa ta și tu ești acum împământată și susținută. Simte. Dansezi odată cu cerul și pământul și ești împământată. Ești susținută. Iar acum a venit timpul să îți așezi palmele pe sol și să lași energia în exces să se scurgă în pământ. Rămâi așa pentru câteva momente. Simte cum energia în exces se scurge în
Pământ. Foarte bine. Revino, te rog, în poziția așezat. Inspiră profund și expiră tot aerul. Încă o dată. Și încă o dată. Iar când ești pregătită, mișcă ușor degetele de la mâini și de la picioare și deschideți minunații tăi ochi. Te iubesc, îți mulțumesc.